Vă salut, dragi prieteni! Sunt Claudia Mesea Paraschivescu și vă spun bun găsit! Continuăm să vorbim despre umanism astăzi la Enigmele Lumii și aflăm cum și-a atins apogeul acest curent renascentist în Florența. Florența, ca un centru remarcabil de artă și cultură, a fost nucleul umanismului. De acolo au emanat impulsuri decisive pentru filologie, precum și pentru filozofie și istoriografie umanistă. Umaniștii care proveneau din Florența sau care au fost educați acolo și-au transmis cunoștințele în alte centre. Rolul remarcabil al umanismului florentin a rămas până în anii 1490. Apoi însă influența călugărului antiumanist Savonarola, care a dominat în perioada 1494-1498, a avut un efect devastator asupra vieții culturale florentine, iar tulburările din perioada următoare au împiedicat redresarea acesteia. Florența nu a avut o tradiție școlară puternică, deoarece orașul nu avea o universitate de prim rang. Viața intelectuală se desfășura în mare parte în cercuri de discuții libere. Această atmosferă deschisă a oferit condiții favorabile pentru o cultură umanistă a discuțiilor. Funcția de cancelar al Republicii a fost ocupată de umaniști încă de când Coluccio Salutati a deținut-o între 1375 și 1406. Aceasta îi oferea titularului posibilitatea de a demonstra publicului avantajele unei împletiri între activitatea politică și cea literară și, prin urmare, beneficiile politice de stat ale umanismului. Salutati s-a folosit de această oportunitate cu mare succes în misivele și scrierile sale politice. Prin realizările sale științifice, culturale și politice, el a făcut din Florența principalul centru al umanismului italian, al cărui teoretician de frunte a fost unul dintre cei mai importanți. Un alt mare avantaj pentru umanismul florentin a fost patronajul familiei Medici, care a jucat un rol dominant în viața politică și culturală a orașului între 1434 și 1494. Cosimo de Medici, Il Vecchio și nepotul său Lorenzo, Il Magnifico, s-au distins prin promovarea generoasă a artelor și a științelor. Lorenzo, el însuși un poet și scriitor talentat, a fost considerat modelul de mecena renascentist. Cu toate acestea, Academia Platonică din Florența, care ar fi fost fondată de Cosimo după modelul vechii Academii Platonice, nu a existat ca instituție. Denumirea de Academia Platonică din Florența a fost inventată abia în secolul al XVII-lea. De fapt, a fost doar cercul de studenți a importantului umanist florentin Marsilio Ficino, 1433-1499. Ficino, care a fost sprijinit de Cosimo, s-a străduit să realizeze o sinteză a neoplatonismului antic și a creștinismului catolic. S-a dedicat cu mare sârguință traducerii scrierilor grecești antice în latină și comentării operelor lui Platon și ale platonicienilor antici. Din cercul lui Ficino făcea parte și Giovanni Pico della Mirandola, 1463-1494, care cunoștea limba arabă și ebraică, care susținea compatibilitatea tuturor tradițiilor filozofice și religioase, inclusiv a celor islamice, și care era un exponent proeminent al cabalei creștine. Discursul lui Pico despre demnitatea omului este unul dintre cele mai faimoase texte ale Renașterii, deși nu a fost niciodată rostit și a fost publicat abia după moartea sa. Acesta este considerat programul antropologiei umaniste. Pico a derivat demnitatea omului din libertatea sa de voință și de alegere, care îl deosebește de toate celelalte creaturi și stabilește astfel unicitatea sa și imaginea lui Dumnezeu. Alții reprezentanți remarcabili ai umanismului florentin au fost Niccolò Niccoli, decedat la 1437, un pasionat colecționar de cărți și organizator al achiziționării și studierii manuscriselor, Leonardo Bruni, discipol al lui Salutati, și în calitate de cancelar între 1427-1444, continuator al politicii acestuia, autor al unei importante relatări despre istoria Florenței.
Ambrogio Traversari, 1386-1439, care a tradus din greacă și a fost un călugăr excepțional printre umaniști. Elevul său, Gianozzo Manetti, 1396-1459, care a tradus din ebraică, printre alte limbi, și Angelo Poliziano, 1454-1494, care a scris poezii în italiană, latină și greacă și a excelat în critica textuală. Alți umaniști importanți care au lucrat temporar la Florența au fost Francesco Filelfo, Poggio Bracciolini și Leon Battista Alberti. Vespasiano da Bastici, 1421-1498, a fost primul librar de mare stil. A fost extraordinar de ingenios în a obține manuscrise de toate tipurile și le-a pus să fie copiate caligrafic de zeci de copiști pentru a satisface cererea umaniștilor și a prinților care își construiau biblioteci. A scris de asemenea o colecție de biografii ale unor personalități marcante ale timpului său, cu care a influențat puternic ideile posterității despre umanismul renascentist. Umanismul civic se referă la utilizarea jurnalismului umanist în lupta pentru o constituție republicană și împotriva autocrației tiranice a unui conducător. În plus, reprezentanții acestei mișcări au manifestat o apreciere generală a voinței civice de a crea, mai degrabă decât o retragere într-o viață privată contemplativă, iar mai târziu și o afirmare a prosperității burgheze, care nu mai era văzută ca un obstacol în calea virtuții, și o revalorizare a limbii italiene ca limbă literară. Această atitudine s-a făcut simțită la Florența, cancelarul Caluccio Salutati jucând un rol de pionierat. Convingerea republicană a fost reprezentată în mod eficient din punct de vedere retoric de cancelarul Leonardo Bruni, justificată în detaliu și susținută de filozofia istorică. Principala preocupare era apărarea împotriva politicii expansioniste a milanezilor Visconti, a căror poziție era de asemenea explicată de umaniști și care erau în viziunea adversarilor lor florentini niște despoți siniștri. Florentinii subliniau avantajele libertății care predomina în sistemul lor, în timp ce milanezii insistau asupra ordinii și păcii, care se datorau subordonării față de voința unui conducător. Acest contrast a fost elaborat cu acuitate în jurnalismul ambelor tabere. Termenul de umanism civic, inventat de istoricul Hans Baron începând din anul 1925, a devenit un loc comun, dar este controversat în cercetare. Adversarii tezei Baron susțin că Baron idealizează politica cancelarilor umaniste florentine și urmează propaganda acestora, că trage concluzii prea ample din observațiile sale și că comparația sa cu istoria secolului 20 este inadmisibilă. În plus, el nu ia în considerare caracterul imperialist al politicii florentine. Pentru umaniști, Roma era întruchiparea adorabilului. Cu toate acestea, ca centru al umanismului, Roma a rămas în urma Florenței și a început să înflorească abia pe la mijlocul secolului al XV-lea. Cele mai puternice impulsuri au venit de la Florența și din împrejurimile sale. Cei mai mulți umaniști care trăiau la Roma depindeau de angajarea în curia, mai ales în cancelaria papală, uneori ca secretari ai papilor. Mulți au fost secretari ai cardinalilor. Unele dintre funcțiile râvnite de cancelarie erau posturi pe viață venale. Mult depindea de cât de prietenos cu umanismul era papa domnitor. Umanismul roman a primit un puternic impuls din partea papei Nicolae al V-lea, 1447-1455, cu politica sa culturală vizionară. Acesta a adus la curtea sa savanți și personalități literare renumite. A dispus traducerii din greacă și, fiind un colecționar pasionat de cărți, a creat baza unei noi biblioteci a Vaticanului. Pius al II-lea, 1458-1464, se afirmase și el ca umanist înainte de alegerea sa ca papă
dar ca pontif a găsit puțin timp pentru a promova cultura. Pius al II-lea a reconstruit orașul său natal, Corsignano, într-un oraș renascentist ideal, care a fost numit Pienza după el. Acesta este considerat primul exemplu al așa numitei planificări urbane umaniste, o inspirație pe care alte orașe italiene au preluat-o și care s-a răspândit în cele din urmă în întreaga Europa. Sixtus al IV-lea, 1471-1484, Iulius al II-lea, 1503-1513 și Leon al X-lea, 1513-1521, s-au dovedit a fi foarte favorabili umanismului. Cu toate acestea, deja sub Leon, s-a declanșat un declin. Un recul serios a fost Sacco di Roma din 1527. Figuri importante ale umanismului roman din secolul al XV-lea au fost Poggio Bracciolini, Lorenzo Valla, Flavio Biondo și Iulius Pomponius Laetus. Poggio, decedat în 1459, a fost cel mai de succes descoperitor de manuscrise și și-a câștigat o reputație înaltă cu descoperiri spectaculoase. A scris dialoguri moral-filozofice, dar și diatribe răutăcioase. Colecțiile literare ale scrisorilor sale, valoroase ca surse cultural-istorice, au atras multă atenție. La fel ca mulți alți savanți de origine străină, Poggio a privit Roma doar ca pe o reședință temporară. Valla, decedat în 1457, un dușman de moarte al lui Poggio, a fost profesor de retorică, a făcut progrese semnificative în analiza lingvistică și în critica surselor și s-a remarcat prin opiniile sale neconvenționale și spiritul provocator. Biondo, decedat în 1463, a făcut realizări revoluționare în domeniul arheologiei și al topografiei istorice a Italiei, în special a Romei. De asemenea, a inclus Italia medievală în cercetările sale și a lucrat la înregistrarea sistematică a vestigiilor din antichitate. Cu enciclopedia sa Roma Illustrata, a creat o lucrare standard despre antichitate. Mai târziu, Pomponius, decedat în 1498, a fost de asemenea activ în acest domeniu, iar ca profesor universitar a inspirat un număr mare de studenți să studieze antichitatea. În jurul anului 1464 a fondat cea mai veche academie romană, Academia Romana, o comunitate liberă de savanți. Unul dintre studenții săi a fost excelentul arheolog Andrea Fulvio. Academia a intrat într-o criză gravă în 1468 și a fost închisă temporar, deoarece Papa Paul al II-lea i-a suspectat pe umaniștii individuali de activități sedicioase. Acțiunea dură a acestui papă împotriva Academiei a fost o tulburare atipică și temporară în relația de altfel destul de neproblematică dintre curie și umanism. În Colegiul Cardinalilor, umaniștii acuzați și-au găsit avocați zeloși și de succes. Dintre tinerele comunități umaniste romane de la sfârșitul secolului al XV-lea și începutul secolului al XVI-lea, cele mai cunoscute au fost cele dedicate cultivării unei latinități bazate pe modelul lui Cicero și poeziei neolatine. Roma a fost un bastion al ciceronianismului. În ea, nevoile cancelariei papale s-au întâlnit cu înclinațiile umaniștilor. Chiar și textele teologice au fost formulate cu vocabularul lui Cicero. Forma și conținutul autoreprezentării papalității au fost impregnate de spiritul anticanonic al umaniștilor care lucrau în curia. În textele lor, Hristos și sfinții erau lăudați ca niște eroi romani antici. Biserica apărea ca succesoare a Imperiului Roman, iar papii erau venerați ca niște noi împărați. Astfel, cultura păgână și cea creștină s-au contopit în una singură. Umaniștii Pietro Bembo și Jacopo Sadoleto, decedați ambii la 1547, umaniști strict ciceronieni, au dobândit o influență considerabilă în curie ca secretari ai lui Leon al X-lea. Bembo, care provenea din nobilimea venețiană, a lucrat și ca istoric și a ajuns cardinal. În influenta sa lucrare majoră Prose de la Volgar Lingua,
a prezentat în 1525 o gramatică și o teorie stilistică a limbii literare italiene. El i-a stabilit pe Petrarca pentru poezie și pe Boccaccio pentru proză ca modele clasice care trebuie imitate în limba italiană. În regatul Napoli, umanismul a trăit pe placul regilor. Istoriografia umanistă de curte a servit la glorificarea dinastiei aragoneze, aflate la putere. Regele Robert de Anjou, care a domnit la Napoli între 1309 și 1343, fusese deja inspirat de eforturile educaționale ale lui Petrarca și înființase o bibliotecă, dar Alfonso al V-lea de Aragon, Alfonso I de Napoli, 1445-1458, cel mai strălucit mecena dintre prinții Italiei din acea vreme, a fost cel care a adus umanismul la Napoli. El le-a oferit umaniștilor care se făcuseră antipatici în alte părți, prin aspectul lor îndrăzneț și provocator, un loc de muncă în regatul său. Printre favoriții săi s-a numărat Valla, care a trăit temporar în regatul Napolelui și a putut să direcționeze atacuri feroce împotriva clerului și a monahismului sub protecția lui Alfonso. Tot în această perioadă, Valla a realizat cea mai faimoasă ispravă academică a sa. A demascat donația lui Constantin, un presupus act de donație de la împăratul Constantin cel Mare către papa Silvestru I, ca fiind un fals medieval. Aceasta a fost în același timp o lovitură pentru papalitate, un triumf al filologiei umaniste și o favoare pentru regele Alfonso, care era în conflict cu papa. La Napoli, Valla a scris de asemenea 6 cărți despre cele mai fine aspecte ale limbii latine, un manual de stil fundamental pentru standardizarea latinei umaniste, în care a descris în detaliu meritele limbii latine. Antonio Beccadelli, care se făcuse urât în cercurile ecleziastice cu poeziile sale erotice, senzaționale pentru acea vreme, a fost de asemenea autorizat să lucreze la Napoli. În jurul său s-a format un cerc liber de umaniști, care, în sensul larg al cuvântului, este numit Academia din Napoli. Fiul și succesorul lui Alfonso, Ferdinand I, 1458-1494, a continuat să promoveze umanismul și a înființat 4 catedre umaniste în cadrul universității. Fondatorul propriu-zis al Academiei a fost Giovanni Pontano. După el, aceasta se numește Academia Pontaniană. Aceasta s-a caracterizat printr-o deschidere și toleranță deosebite și printr-o mare varietate de abordări și domenii de cercetare, devenind unul dintre cele mai influente centre ale vieții intelectuale din Italia. Celebrul poet născut la Napoli, Jacopo Sannazaro, decedat în 1530, care a continuat tradiția lui Pontano, a lucrat la curte și în cadrul Academiei. Umanismul s-a dezvoltat și în Milan, sub conducerea casei de Visconti, care a durat până în 1447, ducatul de Milano, care includea orașul universitar Pavia, a oferit un teren propice pentru umanism în cancelaria ducelui și la Universitatea din Pavia. În rest însă a existat o lipsă de impuls. La Milano, mai mult decât în alte părți, rolul umaniștilor ca propagandiști în slujba casei domnitoare era primordial. Antonio Loschi, Uberto Decembrio și fiul său Pier Candido Decembrio au fost activi la curte în acest sens. Cel mai proeminent umanist din ducat a fost Francesco Filelfo, decedat în 1481, care s-a distins prin cunoașterea desăvârșită a limbii și literaturii grecești și chiar a scris poezii în greacă. Numeroșilor elevi ai lui Filelfo li s-au datorat o serie de ediții ale clasicilor. Cu toate acestea, el nu a fost înrădăcinat la Milano, ci a trăit acolo doar pentru că a fost nevoit să părăsească Florența din motive politice, întorcându-se la Florența la bătrânețe. Sub dinastia ducelui Sforza, care a domnit începând cu 1450, cultura umanistă a beneficiat și ea de relansarea politică și economică, însă, ca centru al vieții intelectuale, Milano a rămas în urma Florenței, Napolelui și Romei. Tulburările care au urmat cuceririi ducatului de către francezi în 1500 au fost devastatoare pentru umanismul milanez.
În Republica Veneția, umanismul depindea de obiectivele și nevoile nobilimii conducătoare. Se dorea stabilitate și continuitate, nu certurile academice și polemicile împotriva tradiției scolastice, care erau obișnuite în alte părți. Deși producția umanistă era considerabilă în secolul al XV-lea, ea nu corespundea ponderii politice și economice a statului venețian. Predomina o dungă conservatoare și convențională. Savanții produceau lucrări științifice solide, dar le lipseau ideile originale și controversele stimulative. Umaniștii venețieni erau apărători ai sistemului aristocratic al orașului. Religiozitatea tradițională și aristotelismul au format un curent puternic. Un reprezentant remarcabil și tipic al umanismului venețian a fost Francesco Barbaro, decedat la 1454. Ulterior, cea mai importantă figură a fost tipograful și editorul Aldo Manuzio, care a lucrat la Veneția între 1491 și 1516 și a publicat de asemenea ediții de texte grecești. Producția sa, Aldines, a fost revoluționară pentru tipărirea și publicarea cărților în întreaga Europa. Editura lui Manuzio a devenit centrul umanismului venețian. Filologii se întâlneau în Neoacademia editorului. Această academie era un grup de discuții, nu o instituție permanentă. La curțile care se aflau în concurență culturală, umanismul și-a găsit în multe locuri patronii generoși. Printre factorii care au influențat umanismul italian se numără criza statului bizantin, care s-a încheiat cu prăbușirea acestuia în 1453. Savanții greci au venit în Italia temporar sau permanent, în parte în misiuni politice sau ecleziastice, în parte pentru a învăța greaca pe umaniști. Unii au decis să emigreze din cauza situației catastrofale a patriei lor, care fusese cucerită în etape de turci. Ei au contribuit la indexarea filologică și la traducerea clasicilor greci. Mari cantități de manuscrise au fost cumpărate de colecționari occidentali sau de agenților în Imperiul Bizantin înainte de căderea acestuia. Giovanni Aurispa, care a achiziționat sute de codice în timpul călătoriilor sale în Orient, la începutul secolului al XV-lea și le-a dus în Italia, a fost deosebit de important în această privință. Aceste texte au exercitat o fascinație puternică, deoarece umaniștii erau convinși că toate realizările culturale erau de origine greacă. În Occident, o serie de lucrări ale filozofilor de limbă greacă au fost traduse în latină încă din secolul al XIII-lea. Aceste traduceri medievale târzii au urmat de obicei principiul rigid al cuvânt cu cuvânt, fără a ține cont de inteligibilitate, cu atât mai puțin de stil. Prin urmare, exista o nevoie urgentă de noi traduceri care să poată fi înțelese de nespecialiști și citite fluent. O mare parte a literaturii grecești a devenit pentru prima dată accesibilă în Occident prin intermediul traducerilor umaniste și al edițiilor de text. Aceste comori nou deschise includeau epopeile lui Homer, majoritatea dialogurilor lui Platon, tragedia și comedia, operele unor istorici și oratorii celebri, precum și scrieri medicale, matematice și științifice. Florența a jucat de asemenea un rol de pionierat în acest domeniu. Începutul a fost dat de Manuel Crisoloras, care a sosit la Florența în 1396 ca profesor de limbă și literatură greacă. El a fondat tehnica de traducere umanistă și a scris prima gramatică elementară a limbii grecești din Renaștere. Umaniștii italieni au fost activi în principal ca scriitori, poeți și cercetători ai antichității. Prin urmare, principalele lor realizări au fost în domeniul literaturii, al studiilor clasice și al comunicării bunurilor educaționale antice. Pe lângă edițiile de texte, gramaticile și dicționarele de pionierat, printre acestea se numără fondarea epigrafiei, inițiată de Poggio Bracciolini, și a numismaticii. Umaniștii au fost de asemenea pionieri în domeniul topografiei istorice și a studiilor regionale. Entuziasmul pentru antichitate pe care l-au stârnit
a trezit un interes puternic pentru vestigiile materiale ale Antichității, care și-a găsit hrană deosebit de abundentă la Roma. Papii, cardinalii și prinții au constituit colecții antice care au servit și unor scopuri reprezentative. Acestea puteau fi folosite pentru a arăta bogăția, gustul și educația. În ceea ce privește calitatea exprimării lingvistice în limba latină, umaniștii renascentiști au stabilit noi standarde care au rămas valabile dincolo de epoca lor. Activitatea lor filologică și literară a fost de asemenea fundamentală pentru afirmarea limbii italiene ca limbă literară. Numeroase opere literare și surse istorice din antichitate pierdute până atunci au fost descoperite, făcute accesibile publicului, traduse și adnotate. Au fost fondate studiile clasice ale antichității. Atât filologia cât și cercetarea istorică, inclusiv arheologia, au primit impulsuri care au creat tendințe și au primit forma lor valabilă pentru secolele următoare. Prieteni, atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție și vă aștept cu drag și data viitoare. Pe curând!